Maica Domnului, cea prea curată și nevinovată Fecioară, trimite-mi grabnic ajutor și alungă de îndată de la mine tot necuratul ce și-a făcut loc în viața mea. Oprește Tu lucrarea sa și încercările sale viclene de a-mi slăbi nădejdea și fă Tu lumină în lăuntrul inimii mele, cea istovită de atâta și atâta luptă. Căci Tu știi, Maică Sfântă, cât am luptat și cât lupt în continuare cu cei ce caută să-mi fure bucuria și cât de mult nădăjduiesc în ajutorul Tău. Numai pe Tine Te am și pe Fiul Tău, cel prea iubit, la cine să alerg și să caut izbăvire. Numai cu sprijin ceresc simt că pot face față vrăjmașilor mei. Și de aceea, Te rog, ferește-mă de necurățiile lor și eliberează-mă de uneltirile lor. Și nu lăsa ca mânia și dorința răzbunării să își facă loc în inima mea, ci dă-mi Tu putere ca să-i pot ierta pe aceia care îmi trimit rău și învrednicește-mă cu darul răbdării ca să ajung să îi văd rușinați și întorși la căință și la credință. Fecioară aleasă, buzele mele laudă numele Tău cel prea curat. Ochii mei se luminează la vederea chipului Tău cel neîntinat, iar sufletul meu se liniștește atunci când mă rog Ție. Maică bună, când va fi să alegi pe cei pe care să-i binecuvântezi cu minunile Tale, adu-ți aminte de lauda mea și de toate dățile când cu nădejde m-am rugat Ție. Tu ai fost de atâtea ori scăparea mea la vreme de încercare și la Tine am alergat de fiecare dată când grijile au năpădit asupra mea. Căci Tu nu lași neajutați pe cei ce la Tine caută alinare. Nici nu îți întorci chipul de la cei cu credință neprefăcută. Îndrumă-mă ca să pot face cele plăcute Domnului și astfel să mă arăt vrednic de a primi binecuvântările sale. Și fii Tu mijlocitoare a dorințelor și a năzuințelor mele, cele ce le port în suflet și pentru care mă rog acum Ție. Înalță gândurile mele, cele purtătoare de nevoie, către Dumnezeu și fii-mi Tu mie solitoare, așa cum ai fost pentru atâția care ți s-au închinat cu credință. Grăbește să alături voii Domnului dorința din adâncul inimii mele și roagă-L să îngăduie la împlinirea ei. Căci minunea pe care o aștept în viața mea e deasupra puterii mele omenești, însă în deplina putere a lui Dumnezeu. Iar la ceea ce Dumnezeu împlinește prin puterea sa, nu e om care să îi se împotrivească. Așa că nu întârzia, Maică Sfântă, să înalți rugăciunea mea sus în ceruri, astfel ca aceasta să primească întâietate în fața lui Dumnezeu. Amin.